Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefanie Strate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu! Am ajuns deja la ziua cu numărul 7 din Bookmas, a trecut o săptămână, așadar sper că sunteți în continuare alături de mine. Vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile, like-urile, vizualizările, absolut tot, sunteți minunați! Și astăzi vom discuta despre câteva cărți și filme pe care le așteptăm în 2025. Nu știu exact dacă toate filmele vor apărea în 2025, dar sunt câteva dintre ele foarte interesante pe care eu le aștept cu nerăbdare. Iar cărțile pe care le-am ales în această listă vor apărea în limba originală în 2025. Vom vedea când vor fi traduse și la noi, pentru că și asta contează. Știm bine că avem de așteptat, mai ales atunci când vine vorba despre cărți foarte voluminoase. Am ales câteva cărți care sunt scrise de autorii mei preferați, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că nu aștept cu nerăbdare și cărțile pe care le așteptați voi, pentru că poate eu nu m-am gândit neapărat la ele, dar sunt foarte curioasă să aflu despre ce este vorba. Așadar, dacă știți că urmează să se publice anumite cărți în 2025 în română sau în altă limbă, vă rog să scrieți în comentarii, să împărtășim informații așa cum facem noi de obicei aici în comunitate. Înainte să trecem la liste, vreau să rectific și să menționez că am înțeles ce se întâmplă cu Vegetariana. Vă mulțumesc mult de tot că m-ați luminat. Este un roman întreg spus din trei perspective, trei personaje diferite. Nu este vorba despre nicio novelă. Habar n-am de ce mi-a trecut mie prin minte să spun așa ceva. Nu pot să înțeleg ce a fost în mintea mea sau de ce nu m-am documentat. Așa mi-a venit să răsfoiesc cartea atunci când am arătat-o la hol și pur și simplu asta mi-a venit să spun. O prostie foarte mare, o greșeală, îmi cer scuze, mulțumesc că m-ați luminat, gata, am înțeles. Nu este foarte potrivit pentru această perioadă, dar cred că ar fi interesant să citesc această carte într-un ritm vlog alături de o carte de Crăciun, să fie o diferență foarte mare. Vom vedea dacă voi face chestia asta. Și acum haideți să trecem la cărțile pe care le aștept în 2025. Vor apărea, așa cum am spus, probabil în limba engleză. Majoritatea cred că sunt scrise în engleză. Nu știu când vor apărea în română sau dacă vor apărea în română, dar mie mi-au atras atenția și cred că merită să discutăm despre ele. O să pun poze pe ecran, bineînțeles, ca să știm exact la ce ne referim. În primul și în primul rând mi-a atras atenția o nouă carte a Rebecca F. Kuang, care se numește Catabasis. Acum eu am citit doar Yellowface de la această autoare. Acum știu că mai am de citit și seria Războiul Macului. Cred că sunt toate cărțile traduse în română, dar pe mine mă interesează foarte mult ce se întâmplă cu această autoare, pentru că este foarte populară, foarte apreciată și cred că are o nouă perspectivă asupra literaturii contemporane, ceea ce îmi place și vreau să fiu la curent cu ceea ce scoate. Așadar, această carte va fi una care va conține și o relație romantică. Am înțeles că nu se întâmplă foarte des chestia asta în cărțile ei și este vorba despre doi rivali academici de la Cambridge. Mai am și Babel de descoperit, acum mi-am amintit. Îmi imaginez că suntem tot într-o zonă dark academia dacă suntem la Cambridge. Deci, doi rivali academici care trebuie să meargă până în iad pentru a salva sufletul profesorului lor. În scurtul sinopsis pe care l-am găsit, aflăm că e ușor să ajungă acolo, dar e mai greu să supraviețuiască, atât în unul în prezența celuilalt, cât și, mă rog, în general, bineînțeles. Se pare că va fi publicată în august 2025 în engleză și este o poveste de dragoste neașteptată. Sunt foarte curioasă să văd despre ce este vorba, pentru că eu am mare încredere în această autoare. Mai departe ajungem la o nouă carte scrisă de T.J. Clune, pentru că a apărut deja continuarea cărții Casa din Marea Azurie în engleză, o așteptăm și noi cu mare, mare nerăbdare. Și această carte se numește The Bones Beneath My Skin, va fi o carte de sine stătătoare. Acțiunea are loc în anii 90, iar tânărul Nate,
a pierdut tot, așa am înțeles, și a pierdut locul de muncă, părinții, familia, și decide să meargă la o cabană deținută de familia lui, undeva în munți, având nevoie să se liniștească, să se regrupeze. Se pare însă că nu este goală cabana și că acolo întâlnește un om și o fetiță, o fetiță foarte, foarte specială, pentru care ar merita să lupți. Probabil că autorul își va păstra stilul, probabil că vom avea și o poveste de dragoste queer, pentru că ne-am obișnuit și cu chestia asta. Sunt foarte, foarte curioasă să văd cu ce ne mai încântă TJ Klune. Mergem mai departe la o altă carte din seria Camerista. Se numește The Maid's Secret, de Nita Prose, așadar a treia carte a seriei. Dacă nu cumva am încurcat eu lucrurile, pentru că știți că uneori sunt zăpăcită. Asta este. Mergem mai departe. Acceptăm așa cum suntem. Îmi place foarte mult coperta aceasta galbenă. Sper să rămână și la noi atunci când va fi tradusă la fel. Și va apărea în aprilie 2025. Cert este că ne mai așteaptă încă o carte din această serie, deși între prima și a doua am așteptat destul de mult timp. Iată că cea de-a treia va apărea mai repede și cred că știu de ce. O să discutăm un pic mai încolo și despre asta. La Regency Grand Hotel, acolo unde acum Molly este cameristă șefă, se pare că se înregistrează o emisiune, un reality TV care se numește Hidden Treasures și are legătură cu antichitățile. De asemenea, în aceeași perioadă ea plănuiește nunta cu Juan Miguel și, mamă, dar câte informații avem despre acest nou roman, mi se pare că este deja plin de spoilere, dar înseamnă că toate lucrurile astea se întâmplă la începutul romanului și că ne așteaptă multe aventuri după. În cadrul acestei emisiuni se pare că și Molly aduce câteva obiecte pe care probabil le are de la bunica ei, asta mi imaginez eu, și descoperă că unul dintre ele valorează milioane de dolari. Ceea ce înseamnă că, iată, dintr-o dată Molly este bogată. Ok, dar înainte de ziua înregistrărilor, filmărilor, acel obiect dispare. Deci Molly trebuie să găsească obiectul și pun pariu că se întâmplă și mai multe lucruri, dar gata, deja avem destul de multe informații despre această nouă carte din seria Camerista. Apropo, am înțeles că va exista și o nouă carte din seria Menajera, o carte destul de scurtă, o să caut informații să vedem dacă avem ceva ca să vă pun pe ecran, a cărei acțiune are loc între cartea a doua și cartea a treia. Bineînțeles că o voi citi pentru că nu mă voi putea abține chiar dacă sunt cumva sătulă de toată această poveste. Dar nu mă pot abține, o nouă carte pe care o aștept cu nerăbdare, dar probabil pe care va trebui să o aștept mult, 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 este cea de-a opta carte a seriei Cormoran Strike, care se numește The Hallmarked Man. Și nu știm exact când va fi publicată, dar știm că trebuie să apară pentru că se pare că anul acesta J.K. Rowling s-a ocupat de scrierea ei. Nu știu dacă a terminat-o sau nu, dar avem un titlu, știm că urmează partea a opta, The Hallmarked Man. Ce să zic, de-abia am citit partea a șaptea și eu deja mă gândesc la partea a opta, așa este, nu mai am răbdare, așa cum am spus, v-am recomandat de foarte multe ori această serie, însă dacă nu ați început-o, sincer vă recomand să strângeți cărțile așa încet încet în timp, dar să începeți să le citiți de-abia atunci când vor exista toate cele 10 volume. Pentru că este foarte greu și foarte trist să așteptăm un an jumate sau chiar mai mult pentru următorul volum. Vă dați seama, o să îmbătrânesc până când apare cartea a 10-a. Am început să citesc când? În 2021? Sau în 2022? Deja suntem aproape în 2025, deci și atunci erau traduse primele 4 cărți, dacă nu mă înșel. Deci
Ce să mai, e foarte greu. Adunați-le așa ușor, ușor, pentru că știu că sunt și destul de scumpe, dar nu începe să le citiți până când nu apar toate cele 10. Probabil vom avea o nouă carte din seria Millennium, scrisă de Karin Smirnov. Nu sunt încă foarte multe informații, însă eu o aștept cu sufletul la gură. Sper din suflet să se întâmple chestia asta. Nu văd de ce ar fi scris autoarea volumul 7 al seriei, Fata din Ghearele Vulturului, dacă nu ar mai exista și altele, pentru că așa cum am spus mereu, după ce am citit cartea aceea, am avut impresia că este doar un volum de trecere de la vechea poveste la noua poveste, în care Lisbeth este matură, este pe picioarele ei, nu mai are niciun fel de, nu mai are problemele pe care le avea în trecut și acum, deși s-a liniștit, probabil că va exista un nou dojman comun, atât a lui Lisbeth cât și a lui Michael Blomqvist, care are legătură și cu fiica lui. Deci, este personal, poate că așa vor ajunge cei doi să lucreze încă o dată împreună. Și nu văd de ce ar fi fost scrisă cartea aceea dacă nu ar urma și altele. Ne-a lăsat să dorim mai mult. Așa am simțit și bineînțeles că eu îmi doresc mai mult pentru că aceste personaje m-au cucerit complet încă de la trilogia inițială scrisă de Stieg Larsson. Mai departe, se pare că va exista o nouă carte scrisă de Frederick Backman care se va numi My Friends, Prietenii mei, nu știu cum va fi tradus și adaptat titlul în română, însă sunt convinsă că va fi o altă poveste emoționantă, specifică lui Backman. Backman care se joacă foarte tare cu sentimentele noastre, este un pic manipulator atunci când vine vorba despre senzațiile pe care le dă în cărțile lui. Cred că ați observat că spre finalul cărților există un moment din acesta cu multă bucurie, cu multă speranță, unde, deși el te-a anunțat la începutul cărții că anumite personaje vor dispărea din poveste, tu efectiv uiți că el te-a anunțat și chiar speri că personajele respective vor scăpa. Dar nu se întâmplă chestia asta niciodată. Însă atât de tare mă vrăjește, vorbesc bineînțeles în cazul meu, așa mi s-a întâmplat mie, atât de tare mă vrăjește și atât de implicată sunt în povestea respectivă, încât efectiv, uit că omul m-a anunțat încă de la începutul cărții că acel personaj nu va supraviețui până la finalul cărții, ceea ce este interesant în același timp, cât este și un pic enervant, manipulator. Așadar, se pare că în această carte personajul principal se va numi Luisa și ea este o artistă aspirantă care intră în posesia unui tablou despre care nu are niciun fel de informație. În cadrul tabloului respectiv sunt portretizați trei băieți, bărbați, prieteni și acea imagine ei îi stârnește curiozitatea și vrea să afle ce s-a întâmplat cu acei oameni, ce a inspirat artista sau artistul să picteze acel tablou și care este povestea celor trei personaje, povestea celor trei băieți portretizați în acea operă de artă. Și începe să descopere încetul cu încetul mai multe informații despre tablou și despre cei trei prieteni, care se pare că se strângeau pe un, pe un ponton, așa, se întâlneau pe un ponton și își împărtășeau unul altuia problemele cotidiene, se distrau, erau și destul de rebeli, mă rog, vom afla mai multe atunci când vom citi cartea. Ok, acestea au fost câteva dintre cărțile care mi-au atras mie atenția și pe care le aștept cu nerăbdare în viitorul apropiat, să sperăm. Acum vom trece la câteva filme și seriale pe care le aștept. Nu pot să spun în 2025, pentru că, să fiu sinceră, nu știu când vor fi lansate. Vom începe cu noua serie din Cormoran Strike, pentru că avem informații. Va apărea, se pare, pe 16 decembrie primul episod
Și asta înseamnă că la noi va apărea pe 17 decembrie, cred că la noi apar o zi mai târziu, dar în orice caz, la finalul lunii decembrie, poate chiar de ziua mea, cred că vor apărea toate episoadele, așadar știu ce am de făcut. De-abia aștept să îi văd din nou pe Cormoran și pe Robin. Va fi ecranizată cea de-a șasea parte, Inima neagră ca noaptea. Da, și așadar avem multe, multe, multe de așteptat anul acesta, probabil că va fi pe HBO pentru că serialul este făcut de BBC în colaborare cu HBO sau mă rog, noul Max. Bineînțeles cu actorii principali Tom Burke și Holiday Grainger, de-abia aștept să îi văd. Mai departe, a fost o mare, mare surpriză să aflăm că se va ecraniza prima parte a seriei Menajera de Frida McFadden. Vom avea așadar și un film. Millie nu mă va enerva doar în carte, mă va enerva și într-un film. Va juca în acest film Sydney Sweeney, care o va juca pe Millie, și Amanda Seyfried, care o va juca pe Nina? O chema? Cred, nu mai amintesc. Ceea ce este o combinație destul de interesantă din punctul meu de vedere. Oricum apreciez foarte mult ambele actrițe, sunt convinsă că vor face o treabă minunată. Și mai departe, se pare în aceeași ordine de idei că va exista și o ecranizare a cărții Camerista regizată de Florence Pugh. Mie îmi place foarte mult de Florence Pugh. Deci, nu avem foarte multe informații încă despre această ecranizare, nu știm cine va juca în filmul acesta, tocmai de-aia zic că Nita Prose, autoarea acestei serii, a grăbit un pic publicarea următoarei cărți pentru că va exista și un film, așadar și mai multă atenție către seria ei de cărți. Ok, mai departe, se pare că Netflix se va ocupa de o nouă ecranizare a romanului Mândrie și Prejudecată a lui Jane Austen. A făcut chestia asta Netflix-ul și cu Persuasiune, acum câțiva ani, cu Dakota Johnson și trebuie să spun că mi-a plăcut. A fost o nouă perspectivă, una proaspătă, s-a întrerupt convenția celui de-al patrulea perete, adică actrița a vorbit cu camera, efectiv cu noi. Mi s-a părut foarte interesant, mi-a plăcut. Sunt curioasă ce perspectivă va avea această nouă ecranizare a celui mai cunoscut roman al lui Jane Austen. Însă, eu cred că, din perspectiva mea, cea mai așteptată ecranizare va fi La răscruce de vânturi a lui Emily Bronte. Se pare că deja au existat o grămadă de discuții despre distribuția acestui film, pentru că în rolul lui Catherine Earnshaw va fi Margot Robbie și în rolul lui Heathcliff va fi Jacob Elordi. Nu știu ce să spun despre această combinație, mi-ar fi plăcut să păstreze mai îndeaproape descrierile pe care le face autoarea pentru Heathcliff, pentru că Heathcliff, din câte am înțeles, avea tenul mai închis la culoare, fiind o mare, mare problemă a acceptării lui în familie, dar vom vedea cum vor fi ei portretizați, sunt convinsă că vor face treabă bună, pentru că, na, nouă, oamenilor în general le place să discute și să comenteze orice fel de decizie se ia. Și acum, mai avem o altă ecranizare interesantă. Este vorba despre Verity de Colleen Hoover. Și s-a spus deja că Verity va fi jucată de Anne Hathaway. Nu știu cine o va juca pe Lowen, sunt foarte curioasă, dar știm deja că Anne Hathaway o va juca pe Verity în acest film și sunt foarte curioasă cum va fi, pentru că și dacă vor schimba, sunt foarte curioasă asta, dacă vor schimba ceva la final. Dacă va fi al final și nu unul deschis și stupid care m-a enervat
la maxim, așa cum a fost în carte. Dragilor, acestea au fost propunerile mele. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce v-a atras atenția, ce, dacă sunteți nerăbdători, să citiți vreuna dintre cărțile menționate sau să vedeți vreunul dintre filmele menționate. Eu sunt nerăbdătoare, bineînțeles, să le văd pe toate, dar abia aștept să apară. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine până la final. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și, bineînțeles, să vă abonați dacă sunteți noi și dacă vreți să faceți parte din comunitatea mea, vă aștept aici până pe 24 decembrie cu un clip pe zi. Să aveți o zi super, super bună! Ne vedem mâine! Pupi, pa!